Bine v-am regăsit! Să revedem experimentul de la care a plecat întrebarea de data trecută. Putem să generalizăm, este vorba despre o flacără, de multe ori flacăra unei lumânări. Eu am folosit o vată îmbibată în alcool medicinal și flacăra este acoperită de un pahar cu gura în jos care intră în apă care se găsește de obicei într-o farfurie și întotdeauna se observă că flacăra se stinge după ce o acoperim cu paharul și intră apă în pahar și nivelul apei în pahar rămâne mai ridicat decât nivelul apei din farfurie. Și întrebarea este, de ce intră apă în pahar? V-am prevenit că circulă un răspuns greșit. Voi începe cu analiza răspunsului greșit. Răspunsul greșit este următorul. Prin ardere se consumă oxigenul din pahar și atunci scade presiunea. Și presiunea atmosferică mai mare din exterior împinge apă în pahar. Deci, într-un fel, apa ia locul oxigenului care a dispărut în procesul de ardere. Să vedem de ce este greșită această explicație și să începem cu cazul în care folosim o lumânare. Ceara pentru lumânări este parafina, adică un amestec de alcani, care sunt combinații saturate ale carbonului cu hidrogenul. Alcanii din parafină au între 20 și 40 de atomi de carbon în moleculă, iar formula generală a alcanilor este cea pe care o vedeți aici. Reacția generală de ardere a alcanilor are această formă. După cum vedeți, înainte de ardere au fost 3N plus 1 molecule de gaz, oxigenul. După ardere avem 2N molecule de dioxid de carbon și 2N plus 2 molecule de apă care la temperatura de ardere este sub formă de vapori, adică este tot în stare gazoasă. Deci am avut înainte de reacția de ardere 3N plus 1 molecule de gaz și după ardere avem 4N plus 2 molecule de gaz, mai multe. Așa că este adevărat că se consumă oxigenul, dar locul lui este luat de molecule de dioxid de carbon și vapori de apă și după ardere avem mai multe molecule de gaz decât înainte. Deci presiunea ar trebui să crească, nu să scadă datorită fenomenului de ardere. Vă dau ca exemplu concret arderea unui alcan care este gazos la temperaturi obișnuite, propanul. În reacție intră, după cum vedeți, 6 molecule de gaz, 5 de oxigen și una de propan, dar ies 7 molecule de gaz, 3 de dioxid de carbon și 4 molecule de vapori de apă. Acum să vedem cum se întâmplă lucrurile în cazul alcoolului medicinal. Alcoolul medicinal este cam 70% alcool etilic și 30% apă. Mai conține și cantități mici de albastru de metilen și poate conține de asemenea cantități foarte mici de alcool metilic. Deci ceea ce arde în mare este alcoolul etilic. Vedeți reacția aici. Și din nou puteți observa că numărul de molecule de gaz care intră în reacție, 6 molecule de oxigen, este mai mic decât numărul de molecule de gaz care ies din reacție. Pentru că avem 4 molecule de dioxid de carbon și 6 molecule de vapori de apă, 10 în total. Deci explicația care spune că se consumă oxigenul și din această cauză scade presiunea este greșită. Se consumă oxigenul, dar locul lui este luat de alte molecule de gaz, mai multe decât moleculele de oxigen din starea inițială. De fapt, se poate demonstra și altfel că această explicație este greșită. Oxigenul reprezintă doar o cincime din volumul aerului. Deci chiar dacă ar dispărea tot oxigenul, ar trebui să intre apă în pahar pe o cincime din înălțimea paharului. Dar chiar în experimentul pe care l-am făcut, se vede că apa din pahar are o înălțime mai mare
uneori poate să intre chiar mai mult decât pe jumătate din înălțimea paharului. Și acum, explicația corectă. Fenomenele cele mai importante care au loc în acest experiment sunt fenomene fizice, nu fenomene chimice. Nu arderea este importantă. Se întâmplă următoarele. Când apropiem paharul de flacără, aerul rece din pahar este înlocuit de aerul foarte fierbinte de deasupra flăcării. După ce paharul intră în apă, flacăra se stinge, deoarece oxigenul ajunge la o concentrație prea mică pentru a mai putea întreține arderea. Și din acest moment, gazele din pahar, aer și produși de ardere, se răcesc, destul de brusc. Acesta este fenomenul care duce la scăderea presiunii în pahar. Când un gaz se răcește la volum constant, sau, mă rog, aproximativ constant, presiunea lui scade. Și atunci presiunea atmosferică, mai mare decât cea din pahar, împinge apă în pahar. Dovadă că aceasta este explicația corectă este faptul că putem produce același fenomen fără să ardem ceva. Trebuie doar să încălzim aerul din paharul pe care îl punem în apă. Și vom observa cum, după ce începe procesul de răcire, începe să intre apă în pahar. Putem folosi un aparat electric care degajă căldură sau un obiect fierbinte care încălzește aerul din pahar. Deci și în lipsa arderii se întâmplă același fenomen, pentru că, repet, fenomenele care interesează aici sunt de natură fizică. E vorba de căldură și de proprietățile unui gaz, de contracția unui gaz atunci când se răcește. Acesta este răspunsul corect. Și acum să trecem la întrebarea de azi. A trecut cam multă vreme de la ultima întrebare de logică, așa că m-am gândit să vă pun azi o astfel de întrebare. Sper să primesc în acest fel mai multe răspunsuri decât de obicei, pentru că nu e nevoie nici de fizică, nici de chimie, nici de matematică pentru a găsi răspunsul. Să vedem. O persoană spune adevărul într-o singură zi din săptămână. În toate celelalte 6 zile spune numai minciuni. Și într-o zi, persoana respectivă spune: în zilele de luni și marți mint. În ziua următoare spune: azi este joi sau sâmbătă sau duminică. Iar în ziua următoare spune: în zilele de miercuri și vineri mint. Și întrebarea este: în care zi a săptămânii persoana respectivă spune adevărul? Atenție, este o întrebare destul de grea. Când analizați afirmațiile, să țineți seama de toate informațiile pe care le aveți. Succes! La revedere!